Am să încerc cât mai ușor și cât de repede posibil să poate să vă explic ce înseamnă mizeria asta, care voi o vedeți ca și carte de identitate sau ceva plastificat a statului și nu a voastră. Orice bărbat și femeie, fată și băiat, după 14 ani, prin minciună, fraudă, înșelăciune și inducere în eroare, se zice că ar fi obligat să se ducă la o secție de agenție de poliție și să-și facă asemenea mizerii. Mizeria asta de aici are, să zicem, pentru că n-am pus aici, să zicem, o poză. Tot ce e în poza asta este fals, este mort, nu există. Poza nu este niciodată prezentă, poza e făcută la trecut întotdeauna. Aici este falsificat tot, absolut tot e falsificat aici, pentru că niciodată în cartea de identitate nu poate să fie numele de familie și nu este niciodată trecut, e numele de neam care e falsificat, pentru că aici Ionescu sau ce ăsta este neamul, iar dincoace e numele schimbat în majuscule. De ce vreau să vă spun chestia asta? Din cauza că foarte mulți sfârșiți pe la agențiile de poliție, pe la procuratură, tribunal, parchet, judecătorii și așa mai departe. Și nu vă învață nimeni că această carte de identitate este o minciună, o scârbă și o mizerie în viața noastră, pentru că din momentul ce tu ca băiat sau fată, femeie sau bărbat ți-ai făcut card de identitate, nu mai poți să fii văzut ca ființă vie. Ei te văd întotdeauna prin poza care există aici. Și încearcă să identifice fiecare ființă printr-o singură poză mizerabilă, ceea ce e fals. Fiecare când se duce să ridice scârba asta împuțită de carte de identitate, e să dă un formular și îi spune: domnule, că semnați aici. Dacă tu ai semnat în stilul ăsta o semnătură ca și o mâzgălitură și nu se percepe nimic din ceea ce este scris acolo, e ca și cum n-ai semnat nimic niciodată. Ei încearcă să spună imediat după ce văd semnătura pe formularul lor, zic așa: domnule, vă rog să știți că ați luat la cunoștință toată vrăjeala noastră, ceea ce este fals. Deci sunt prima dată e Constituția României care e o vrăjeală, sunt articole, legi, coduri aliniate, toate penale, juridice, civile, comerciale și așa mai departe, care nimeni nu le știe, n-a învățat nici dracu de ele vreodată. Dar ei te induc în eroare pe chestia asta ca tu să crezi că cartea de identitate ar fi a ta, ceea ce iar este fals. Ori de câte ori un agent al unei secții de poliție cere o carte de identitate, niciodată nu o cere pe asta. Pentru că această carte de identitate, să zicem, este a poliției, da? Pol, Jud, să zicem, BV, Brașov. Da? Agentul de poliție, după ce se identifică ca un număr, el niciodată nu spune: vă rog să-mi dați și mie cartea de identitate care ați luat-o de la noi, de la secție. El spune: vă rog frumos să-mi prezentați actele dumneavoastră. Dacă tu la momentul ăla nu ai un act care l-ai făcut tu de mâna ta să fie al tău și dai din greșeală cardul de identitate a secției de poliție, comiți fraudă, fals și înșelăciune la vedere și ești plauzibil de pușcărie sau amendă sau orice sau proces verbal, pentru că el nu ți-a cerut actele lor, el ți-a cerut actele tale și nu ai așa ceva, n-ai făcut niciodată. Sistemul ăsta este gândit într-o parte de, să zic, 10% bine, pentru că cineva trebuie să fie, să zic așa, în caz că face ceva, să poată fi găsit, pentru că nu poți să trăiești într-o lume plină de nebuni și de tâmpiți sau de femei și fete, cum vedem pe la televizor, că se bat între ele și așa mai departe. Faci rău, trebuie să fii găsit cumva. Dar chestia cu cartea de identitate a fost făcută mai mult în scopuri comerciale, pentru că guvernul, așa zis guvern, secția asta, mafia asta de hoți, se împrumută de la Fondul Monetar zilnic de sute de milioane de euro și ei nu au cine să plătească hoțiile și furturile lor. Și așa că trebuie să plătească prostimea.
Și aici interveniți voi care vă faceți cărți de identitate ale lor. Ori de câte ori vi se cere, de exemplu, dacă v-am zis nu aveți cartea voastră de identitate și o aveți pe lor și vi se cere o carte de identitate, le spuneți, domnule, eu am o carte de identitate care am luat-o de la secția voastră, nu este a mea, are o poză făcută la trecut prin care dovedește că, să zic așa, eu am fost acolo și am luat-o, dar tot ceea ce se încadrează cartea asta voastră din plastic, eu nici nu știu, nu pot să susțin nimic și nu am nicio cunoștință de tot caracterul fictiv al cărții de identitate. Și atunci aveți posibilitatea să scăpați de mizeriile lor, altfel vă acuză ei. Am pus ieri, alaltă ieri, un clip pe peretele de faianță în bucătărie, că n-aveam unde, și era ceva în genul ăsta, o ilustrație sau o schemă, să zic așa, a sălilor din baroul de judecată, ce se întâmplă acolo. Pentru că peste 80% din voi aveți șansele posibile să sfârșiți într-o sală de asta de așa zis judecată. Pentru că întotdeauna ei încearcă să obțină cât mai mult posibil bani de pe CNP-ul, pentru că CNP-ul este vândut și acționat la Bursa Română de Stocuri și Acțiuni E500 și London Stock Exchange, adică schimbul comercial acționar de la Londra, și lumea nu știe. Și dacă tu nu ești învinuit pe ceea ce fac ei, sumile astea care se tranzacționează zilnic pe spatele fiecăruia rămân acolo în stocul trezoreriei și fraierii ăștia de guvernanți devin falimentari. Și așa că prin cartea de identitate toți sunt înșelați și mințiți ca să apară cumva într-o curte de asta fictivă, eclesiastică, masonică sau romano-catolică, că dacă mergeți într-o sală de tribunal vedeți că e aceeași mizerie. Problema e în felul următor. Ori de câte ori, că eu numai probleme am pentru voi și soluții imediat, pentru că toată țara e într-o mizerie și într-o vârjeală. Cartea de identitate, de exemplu, care vi se face, nu numai că nu este a voastră și nu trebuie să o arătați, că niciodată nimeni nu vă cere nicăieri, problema e că voi vă identificați ca personaje, ca și caractere fictive numerice. În momentul când la adresa voastră, cutia poștală, da? Pentru că aici, unde am scris, de exemplu, aici, pe cartea de identitate, tu ai o adresă. Adresa este a cutiei poștale, nu casa în care tu trăiești. Dar cum v-am mai zis și în clipul ăla, dacă vine o scrisoare la cutia poștală și tu crezi tot ce scrie acolo, că e numele tău și ți se adresează ție, ai greșit, din păcate, pentru că nu ți s-a adresat ție nimic, s-a adresat adresei care este pe carte de identitate. Ție nu ți s-a adresat nimic. Dacă are cineva probleme cu tine, îți garantez că vine și te caută la ușă și îți dărâmă și ușa să te ia din casă dacă ai făcut ceva. Deci la adresă nu vine nimic decât pentru persoană. Să crezi tu cumva că dacă ar fi posibil să plătești sau să intri într-un conflict juridic și să ți se ia mult mai mult din contul care îl ai în trezoreria română. Toți care sfârșesc aici, în zona asta a baroului, să zic așa, în zona de aici, ăsta aici poate fi ființa vie, dar dacă tu începi să umbli pe în sala de judecată și te așezi undeva mai la jumate, să zic așa, de sală, și în momentul când, așa zis ăsta, fictivul ăsta de aici, persoana care e acolo îmbrăcată într-o robă neagră, tu nu o identifici din cauza că tu ai intrat acolo și ai impresia să crezi că tu rezolvi ceva, ceea ce n-ai să rezolvi niciodată, decât ai să pierzi în continuu, plătești. Nici nu știu cum să vă mai ajut, pentru că pentru mine mi-e puțin cam greu din cauza că n-am cu cine să vorbesc, n-am la cine să explic decât așa prin video-uri de-astea și pur și simplu tot poporul ăsta e un popor de ignoranți și de dezinteresați, nu vor să audă, nu interesează, le spui adevărul, spun lasă-mă frate că n-am timp de tine, am alte treburi,
și vezi că după aia ajung în pușcării sau să li se sparge ușa de către mascați cu executori judecătorești și așa mai departe și după aia au probleme și după aia nu știu cum să și le rezolve. Pentru că când li se oferă șansa ca de la frate la soră sau ca de la un frate la altul să le vorbesc fără nimic, referitor la să le iau ceva, n-am nevoie, am nevoie să-i învăț pe proști. Proști mă refer în sensul nu al gândirii, că nimeni nu e prost în lumea asta, este doar de needucat sau dezinteresat, pentru că așa a fost el învățat. Problema cărții de identitate, v-am mai zis, ori de câte ori să cere cartea, niciodată să nu vă identificați ca persoana CNP. Sunteți obligați de către voi, pe propria voastră răspundere, să le spuneți că nu aveți acte de identitate, dacă nu v-ați făcut cardul vostru, și că v-ați făcut la ei, adică v-ați făcut, ați luat de la ei o carte de identitate în care dovedește că este actul statului. Pentru că există o pildă în Biblie, să zic așa, când Hristos a fost întrebat de către un israelian, de ce nu plătește taxe, ceea ce fac și eu. Și el a spus așa, aduceți un ban și a fost întrebat israelianul, ce slove scrie pe banul ăsta? Iar el a spus, în slovele cezarului. Păcând Hristos a zis, dați cezarului cea cezarului și lui Dumnezeu cea lui Dumnezeu. Asta dovedește că în momentul când ești întrebat ce este cu cardul ăla de identitate, tu trebuie să spui că nu este al tău, este al statului român, pentru că tot ce scrie acolo pe cartea de identitate, inclusiv poza, este veche, e moartă, tot ce e în poză nu trăiește. CNP-ul care este sus e al statului român, că scrie România sus pe el. Numele de familie nu există, pentru că dacă ar fi numele de familie, ar fi numele tatălui și a mamei legată împreună. Scrie numele de neam și falsificat. Scrie numele născutului viu care e falsificat totul majuscule și adresa cutiei poștale. Nici de cum casa în care tu trăiești. Și dacă sfârșiți într-o sală de asta eclesiastică, intrați în conflicte juridice, pentru că aici, în zona asta, nu va chema nimeni niciodată. Vă duceți voluntar. Și de cele mai multe ori acolo, vă aflați în voluntar. Dar probabil se oprește din cauza că e o mizerie de telefon și nu n-am cu ce să filmez altceva. Întotdeauna aici, în partea dreaptă, când un bărbat sau o femeie intră într-un conflict juridic, aici, fără să știe nimeni, din sală se află un procuror. El întotdeauna execută tot ce faci tu în locul tău, adică cei din barou au procurorul executor împotriva ta. Și ce vreau să zic referitor la cartea de identitate, că am început să vorbesc și acum mi-am adus aminte, în afară de datele care vi le-am dat, indiferent ce se întâmplă, în 90%, să zic așa, sunt foarte puține cazuri când se dau avertizmente. Dar în momentul când cineva se duce la o secție de poliție sau agenție de poliție să dea o declarație, este indus în eroare prin înșelăciune, fraudă, fals în înscrisul și declarație falsă verbală către agentului care comite frauda împotriva persoanei. Una la mână, o persoană nu poate să scrie pentru că persoana e doar cartea de identitate, nu mișcă, nu trăiește, nu are viață, nu are nimic. Din cauza că tu spui că cartea de identitate a ta intri în conflict juridic cu agentul și ești plauzibil de declarație. Toate declarațiile care se dau la secțiile de poliție sunt false, pentru că nu sunt primite și nu sunt acceptate de către secțiile de poliție sau procuratură sau parchet sau judecătorii, tribunal și așa mai departe, din cauza că nu te lasă să scrii tu de la tine ce gândești, pentru că tu nu gândești, tu nu trăiești, tu ești o persoană, așa te-ai identificat. Și ca să poți să ai o șansă sau un remediu de a scăpa, în momentul când începi să dai o declarație la o secție de poliție, gândiți-vă că asta ar fi foaia, în afară că pui subsemnatul, numitul și așa, în momentul ce ai început să declari, trebuie să pui trei puncte.
înaintea oricărui declarației. După aia începi să scrii ce ai descris tu prin ceea ce dictează agentul de poliție. Dacă nu pui astea trei puncte, înseamnă că tot ce ai scris ai fost de acord și așa ai vrut tu să scrii de capul tău de nebun și tot ceea ce ai scrie aici este direct și împotriva ta. La fel când semnezi, unde este semnătură, la fel trebuie să pui trei puncte, faci un dreptunghi, da? Chiar dacă e mai mare în declarație, faci un dreptunghi și semnătura o bagi într-un dreptunghi, pentru că atunci, dacă scrisoarea asta va merge la parchet, judecătorie, procuratură și așa mai departe, ei acolo vor vedea că cele trei puncte de la începutul declarației și până la sfârșitul ei, înainte de semnătură, dovedește că nu ai scris tu de la tine și că tot ceea ce a fost declarat de către agentul de poliție este fals împotriva ta. Și atunci ai șansa să-ți reiei cauza prin declarație directă. Dacă nu faci aceste lucruri, vei pierde. Poți să spui tu că ești nevinovat până la sfârșitul și capătul pământului. Pentru că tu vorbești și scrii în numele persoanei. Plus că în afară să scrii cu albastru, scrii cu negru. Dacă declarațiile scrise fără punctuație, de exemplu, orice agendă poliție te pune să scrii și tu scrii fără punctuație și ai astea trei puncte, să dovedește că a scris și a gândit o ființă vie. Dacă tu folosești virgula, punctul, alinea de la capăt, spațiu și așa mai departe, e ca și cum ai scris prin inducere eroare gramaticală. Pentru că școala nu te învață ce ai tu nevoie să înveți, școala te educă și te învață ce vor ei să înveți și cum să fii prost toată viața ta. Pentru că imaginați-vă clar, dacă o familie își... O familie. 50 de familii își dau fiii și fiicele la școli. Oare nu învață profesorii ce vor ei? Educația în parte e bună pentru că trebuie să știi să citești, să știi să socotești și așa mai departe. Dar niciodată nu se explică frauda și înșelăciunea prin care ajung toți într-o curte aici. Am întâlnit tot ce scrie aici este în felul următor. Schița este reală. A templului masonic, a lui Baal, curțile și sălile sunt săli eclesiastice romano-catolice ortodoxe prin care toți participanții din Baar, adică Barou, cușca avocaților demonică se mai numește în termenii lor, se îmbracă cu o robă neagră pentru a lua o funcție fictivă de reprezentant fals și susținători mincinoși a persoanei și nu a ființei vii născutului viu. Curțile și sălile eclesiastice sunt de două forme, maritime și pe uscat. Sau dacă ar fi considerată eclesiastică, poate fi sala de spovedanie romano-catolică și navă comercială maritimă. Pentru că foarte mulți s-au spovedit la biserică și au ajuns la pușcărie. Pentru că preotul este la fel îmbrăcat în aceeași robă neagră, cum sunt îmbrăcați și cei din Barou și ambii sunt turnători și trădători. Pentru că nu interesează pe nimeni cine ești tu și ce faci tu. Important este să se ia cât mai mulți bani. Bilete de astea fictive, comerciale, câte mai multe din trezorerie pe numele care tu îl reprezinți. Imaginați-vă că ăsta ar fi un buletin, o carte de identitate și cineva se duce la, să zic așa, tribunal și spune: domnule, știți, am și eu un caz pe rol, pentru că tot ce se întâmplă aici sunt doar roluri. Nimic nu e adevărat. Aici e un teatru, e o vrăjeală. Ai un rol la tribunal, pe rolul lor, și te prezinți din necunoștință de cauză cu cartea de identitate a statului român, crezând că cartea de identitate este a ta, ceea ce e fals. La momentul când tu te-ai duci și ți-ai angajat prin necunoștință de cauză un avocat, te declar incompetent juridic, dovedești că tu nu ai viață și ești mort, pentru că arăți o carte de identitate, nu vorbești de la tine nimic.
Și atunci avocatul, bineînțeles că, având cartea ta de cartea care o ai de la secție, el te reprezintă, adică prezintă cartea de identitate în fața ăstuia de aici, ori de câte ori personajul cu caracter fictiv numeric este strigat, și avocatul fiind aici, întotdeauna la dreapta, chiar dacă în stânga mai sunt o serie de avocații, sunt acolo doar ca niște măscăriși să-și bată joc de tine, să râdă de tine în caz că tu îți dai seama ce se întâmplă aici. Asta e funcția lor. Avocatul fiind aici, în momentul când este strigată persoana pentru că tu ești în conflict juridic, el ridică cartea de identitate sus la vedere, să o vadă așa zisul judecător sau magistrat că nu există așa ceva, e o vrăjeală, și spune, sunt avocatul persoanei și citește de pe persoană, persoana CNP, Ionescu Marian, cu adresă și așa mai departe, și zice, îl reprezint și îl susțin. Niciodată nu spune că este avocat al apărării, pentru că el prezintă, reprezintă de câte ori este strigat numele persoanei și îl susține, îl ține sus la vedere. Asta face el pentru tine și deci taxa de barou o plătiți degeaba, dragii mei. Dacă aveți nevoie din necunoștință de cauză și intrați într-un conflict de ăsta juridic și aveți nevoie de un maimuțoi de ăsta care se numește avocat sau ce o fi el, că e un mincinos, normal n-aveți ce să căutați acolo, trebuie să stați acasă și să trimiteți scrisori prin corespondență, să declarați, dacă vine o hârtie de la judecătorie sau tribunal, să declarați că persoana CNP este fictivă, are caracter numeric, este moartă, decedată, nu mișcă, nu trăiește, n-are viață și are adresa numai la cutia poștală, atunci rămâne de discutat. Problema cardului de identitate e că voi îl dați lor. Dacă aveți probleme de astea și vreți să vi le rezolvați aici, dar nu știți ce să faceți, trebuie să vă angajați avocat al apărării, să-și dea jurământul, să spună cine e, să-ți dea asigurarea, pentru că orice avocat, judecător, executor, magistrat și tot ce e aici, toți au asigurări comerciale, așa cum aveți și RCA-ul vostru la mașini. Toți ăștia au asigurare comercială, dar nimeni nu știe. În momentul când avocatul care tu l-ai angajat și devine avocat al apărării tale să te apere pe tine, atunci câștigi orice proces fără să mai plătești nimic. Dar dacă el este avocat al apărării, atunci el de aici, de la grefieră, grefiera e undeva în zona asta, dă jurământul baroului de apărător și nu de susținător sau reprezentant, după aia mizerabilul ăsta de aici, fiind fictiv, fals și mincinos judecător sau executor, ăsta la fel își va depune jurământul de execuție a baroului și o va depune aici, în zona asta, la grefieră. Și atunci se discută altfel problema ta. Dacă tu nu știi cine este ăsta, atunci pierzi. Pentru că 99% se duc la tribunal pe baza CNP-ului, pe baza mizeriei astea de card de identitate, care e ceva în genul ăsta, tot e fictiv și falsificat. Înaintea unei prezentări, să zic așa, către un tribunal sau o judecătorie, 90% se duc la o secție de poliție, scriu tot ce dictează agentul de poliție, fără să pună trei puncte înainte și la sfârșit, fără să bage semnătura lor într-un unghi, pentru că numai așa, exact, avocații te jupoaie de bani. Dragii mei, avocații ăștia sunt niște sataniști și niște demoni, de fapt nu numai ei, tot sistemul securist, jandarmerie, deci toți din greșeala lor, am rude, să zic așa, în familie, care după ce au depus jurământul la secțiile de poliție unde au devenit agenți, că toți sunt agenți, le vine să plângă la toți, pentru că după ce devin agenți de poliție, jandarmi, soldați, cadre militare, parte din barou și așa mai departe, consilieri primari, după aia își dau seama că ei de fapt nu lucrează pentru binele și interesul nostru și lucrează pentru binele și interesul unei mafii de criminali organizați numită Compania Națională Română, care ne fură și ne jăpcuie pe toți.
Deci declarațiile astea, dacă nu sunt luate în considerare cum trebuie, voi puteți să pierdeți. Mai există problemele când, sau probleme, că sunt mai multe, e plin, aici e plin de necunoscuți, vai de capul lor. Imaginați-vă că aveți, pun așa, din neam în neam, o moștenire. Moștenirea este furată și falsificată prin acte inductive în eroare de către notarul public. Notarul public este primul om într-un stat care are puterea și autoritatea să falsifice toate actele prin ștampila notarială. Notar înseamnă, în termeni cât se poate de uzuali, înseamnă un împuternicit de către stat direct, asta fiind trezoreria română și guvernul României și șeful statului în funcție, oricât ce șef de stat vine în funcție, reautorizează toate birourile notariale. Notarul public ce face? Îți ia actul de moștenire, care moștenirea înseamnă pământ, înseamnă casă și înseamnă, să zicem, pădure, munți și așa mai departe. Toate actele astea se preschimbă, pământul devine teren, casa devine locuință, terenul poate deveni ulterior și suprafață, ceva ce a fost măsurat deasupra pământului niciodată nu va mai fi pământ. Casa la fel va deveni o locuință a persoanei CNP, iar dealurile, munții și așa mai departe vor fi și ele trecute în patrimoniul statului. Uitați-vă la Patriarhia Română că nu plătește nimic și nu au nicio treabă cu vrăjelile lor. Problema e că tu niciodată n-ai declarat moștenirea ta, că este patria ta. Dacă ai fi declarat că ceea ce ți-a lăsat străbunicii din neam în neam ca și moștenire, nu ai avea nevoie niciodată să o duci, să o legalizezi nicăieri. Deja ea este declarată de cel puțin 2-3, că e moștenirea ta și nu poți să o pierzi. Toate moștenirile aici se dezbat, în sălile de tribunal, de avocatură și așa mai departe. Așa că, dragii mei, gândiți-vă bine ce faceți. Eu v-aș ajuta pe mai mulți, am multe de vorbi, dar nu numai că n-am cu cine, de multe ori nici nu știu unde să încep și cu ce să încep, pentru că nimeni nu mă întreabă nimic. Eu vreau să vă ajut că văd o grămadă, e plin peste tot de oameni care își rup părul în cap, că ei spun, dom'le, avem amenzi, avem procese, avem una, avem alta, trebuie să plătim taxe, să plătim impozite. Bă, fraților, nu sunteți datori niciunul, nimănui nimic. Cu mie n-aveți să-mi dați nimic, tot așa n-aveți să dați nimănui nimic. Dar din cauza că voi nu știți și folosiți mizeria asta de carte de identitate și credeți că persoana CNP, certificatul de naștere al persoanei, credeți că e al vostru, numele majuscule, credeți că e al vostru, toate diplomele și hârtiile, de aia au fost și făcute, să crezi că tot ce e în numele ăsta e al tău. Școala te educă să crezi că tu ești o persoană, ai, cum îi zice, ești o persoană fizică, este aberant, nu poți să... Pinocchio, dacă stați și vă gândiți așa la un personaj, da? E un caracter fictiv, Pinocchio. Pinocchio n-a trăit niciodată. Îl mișca Geppetto, să zic așa. Ori de câte ori un avocat mișcă persoana la vedere și spune, domne, îl reprezint și îl susțin, atunci înseamnă că Pinocchio trăiește, pentru că este reprezentat de către altcineva. Ce să vă fac? E greu de capul vostru pentru că nu vă interesează. Aici, partea asta de aici, ființa vie, întotdeauna ființa vie suverană ridică mâinile cu o hârtie albă, hârtie albă fiind certificatul constatator a născutului viu, ca să dovedești că ești în viață și nu ai treabă cu tot ce se întâmplă aici.